Mii de oameni, în principal tineri, sunt așteptați la acțiunea de ecologizare globală ce are loc și în România, iar în Valea Jiului se implică și cei care gestionează sistemul hidrotehnic de aici. Mai exact, potrivit unui comunicat remis presei, responsabilii sistemului hidrotehnic Apejiu vor aduce voluntari în estul Văijiului și în vest, în zona Câmpului Neag. Au fost alese aceste zone pentru că sunt unele extrem de vizitate de cei care campează și este nevoie de ecologizarea lor. Sistemul hidrotehnic Petroșani va participa cu 30 de voluntari din rândul angajaților săi și va asigura materialele și utilajele necesare a ecologizării, ținând cont de faptul că în perioada de vară în zona câmpului Niag au existat mai multe puncte de campare, acțiunea de ecologizare și igienizare va viza atât malurile lacului de acumulare de la Valea de Pești, cât și Jiul de Vest. În zona prizei Bruta și principalii afluenței Jiului de Vest din zona câmpului Neag. Totodată, în zona de est a Văijiului se vor desfășura acțiuni de igienizare și salubrizare ale cursurilor de apă, maleia și sălătruc, se arată în comunicat. Cei de la sistemul hidrotehnic din zona Văijiului spun că aceste locuri au fost alese pentru că de acolo sunt alimentați în proporție de 95% toți locuitorii din Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Let's Do It Romania este cel mai mare proiect de implicare socială organizat până în prezent în România, care își propune curățarea mormanelor de gunoi generate de oameni în arealele naturale ale țării într-o singură zi. Din 2010 și până în prezent, Let's Do It România a implicat peste 1.200.000 de voluntari, care au reușit să adune peste 24.700 de tone de deșeuri. 305 zone cu deșeuri au fost curățate prin intermediul aplicației Let's Do It, România, care a fost descărcată de peste 3.300 de voluntari digitali. Let's Do It, România este parte din comunitatea internațională Let's Do It World, fiind realizat cu sprijinul Guvernului României și cu implicarea celor de la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor.